Concursul pentru reviste școlare Tinerețe și Jurnalism se află la a patra ediție și este organizat în colaborare de Biblioteca Județeană ADEX Enopol din Arad și Școala Generală din Șeitin. Ar putea porni dintr-un joc al creațiilor literare, dar nu numai, sub forma unor reviste școlare. Iată un impuls pentru viitorii jurnaliști, care s-ar putea forma de la o vârstă foarte fragedă, pentru că concursul se adresează trei categorii de participanți. Una este cea micuță de clase primare, gimnaziu și liceeni. În jurizarea concursului vor conta în principal gradul de complexitate a revistelor, cultivarea parteneriatului școlar, abordarea tradițiilor zonei din care provin, mesajul intercultural al acestora. De asemenea, un alt capitol ce va fi urmărit atent de juriu este limbajul adecvat vârstei, dar situat în limitele obligatorii ale clarității, decenței, corectitudinii gramaticale și exigenței stilistice, care atrag pe cititor și îl determină să găsească în revistă nu numai o sursă de amuzament, dar și de informare și formarea sufletului și a caracterului. Nu în ultimul rând, dimensiunea europeană a conținutului revistelor și mesajul intercultural al acestora, nivelul de implicare al elevilor, precum și estetica și ingeniozitatea prezentării grafice, sunt la rândul lor criterii urmărite. De la an la an se pare că acest concurs a căpătat tot mai largă anvergură și participarea a crescut. De asemenea, calitatea revistelor se pare că este din ce în ce mai bună. De la concurs județean a ajuns unul interjudețean și iată la patra ediție. Pot participa toți cei care au câte o revistă școlară, indiferent de segmentul de vârstă. Concursul se va desfășura pe tot parcursul lunii mai, iar rezultatele vor fi anunțate în luna iunie. Primele trei reviste clasate în ordinea punctajului vor beneficia de premii și toți participanții vor primi diplome.